Petru, după ce s-a lepădat de Domnul, într-un loc frumos, pe malul mării, la Marea Tiberiadei, Domnul întreabă pe Simon: Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Și Simon îi spune: Da, Doamne, știi că te iubesc. Să fie convins de lucrul acesta, îl întreabă și a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, știi că te iubesc. Și Domnul întreabă și a treia oară același lucru și Petru, puțin deranjat, spune: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Oare de ce l-a întrebat de trei ori? De trei ori s-a lepădat de el și de trei ori a trebuit ca Domnul să-l reabiliteze, să-l ridice și să-i spună același lucru: Eu te iubesc. Pentru că nu l-a mustrat și nu a venit să-l certe, nu a venit să-i spună: Știam eu, ți-am spus eu că așa va fi. Nu i-a spus cuvinte de genul acesta. Doar l-a întrebat simplu: Mă iubești? Și această întrebare, aceste cuvinte le pune Dumnezeu și în dreptul nostru în această dupămasă. Dacă ne uităm în adâncul nostru, știm cine suntem. Și Domnul ne știe. În loc să primim întrebări pe care noi am așteptat să le primim din partea Domnului, Domnul ne întreabă doar atât: Mă iubești? Știu cine ești, dar vreau să întreb doar dacă mă iubești. Versetul 15 din Ioan, capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Amin. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atât de simplu ne spune Dumnezeu în această dupămasă: dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Nu-ți cer nimic altceva decât exemplul pe care l-am dat eu, ar putea zice Domnul. Pentru că eu v-am iubit, am dat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piardă și să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu s-a dovedit prin jertfa lui Iisus Hristos. Dragostea mea față de El, prin ce se dovedește? Dumnezeu îmi cer un singur lucru: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Aș vrea în această dupămasă să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la o dragoste pentru El. O dragoste care să se vadă. O dragoste care să reflecte în împlinirea poruncilor Lui. Să stăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, știi că te iubesc. Tu toate le știi, Doamne. Și ca dovada faptului că te iubesc, uite ce vreau să fac pentru tine. Și să facem acel lucru pentru El. La aceasta vă chem și eu în această dupămasă să ne rugăm ca dragostea noastră pentru Domnul să fie practică. Emil Bulgăr spunea să nu iubim cu vorba niciodată. Aceasta e pleavă spulberată în vânt. Ci iubirea noastră să fie într-o faptă, precum Iisus făcută pe pământ. Aș vrea că într-adevăr iubirea noastră pentru Domnul să fie vădită, să se vadă, să fie fapte făcute pentru Dumnezeul nostru. Și n-aș putea să nu pomenesc de acest Duh Sfânt pe care Domnul îl va trimite ca mângâietor pentru noi și care, așa cum s-a citit deja, este o putere pe care Domnul ne-o dă pentru lucrarea Lui. În pasajul pe care s-a citit înainte, din Fapte, întrebau ucenicii: Doamne, în perioada aceasta ai de gând să restaurezi împărăția lui Israel? Și Domnul, pentru că ucenicii întrebau de împărăție, Domnul le-a răspuns despre împărăție, bineînțeles, dar nu împărăția la care ei se așteptau. Și El spune: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat în stăpânirea Sa, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată împărăția pe care o propovăduia Hristos. Martori ai Lui, plin de putere, în Ierusalim, în Iudeea, în Ierusalim și până la marginile pământului. La aceasta vă invit în această seară să ne rugăm. Doamne, ajută-mă să Te iubesc și iubirea mea să se dovedească și ca dovadă a faptului că Te iubesc, vreau să mă ridic și să Te mărturisesc. Vreau să vadă cei din jur că dragostea mea pentru Tine este reală și vreau să Te mărturisesc pe Tine. Să lucrez la lărgirea împărăției Tale.
Și aceasta cu puterea pe care o voi primi prin puterea, prin Duhul Său cel Sfânt. Amin? Vreți să lucrăm pentru Domnul la regia împărăției sale? Vreți să-L iubim mai mult? Vreți să îi dovedim lucrul acesta prin ceea ce facem? Haideți să-i cerem. Dacă avem lipsă de putere, să-i o cerem. Dacă avem lipsă de dragoste pentru El, să-o cerem. Dacă avem lipsă de dragoste pentru casa Lui, să-o cerem. Și Dumnezeu să ne asculte și să ne binecuvinteze și să ne facă lucrători ai Lui. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Da, Domnule.